Bine v-am găsit din nou la un nou video unde aș vrea să vă vorbesc despre una dintre cele mai importante învățături ale vieții de credință, și anume învățătura despre Sfânta Trinitate. Cine este Dumnezeu? Cum ființează Dumnezeu? Care este scopul dumnezeirii în mântuirea omului? De la bun început trebuie să subliniem faptul că Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Shema Israele, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn și numai Lui să-i slujești. Da, Dumnezeu este unul, dar acest Dumnezeu ființează în trei persoane distincte, și anume Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Imaginați-vă un triunghi echilateral în care îl avem pe Tatăl, Fiul și pe Duhul Sfânt. Și cei trei, una sunt. De aceea în teologie, 1 plus 1 plus 1 nu este 3, ci 1 plus 1 plus 1 egal 1. Un singur Dumnezeu în 3 persoane. Teologii au încercat să explice Sfânta Trinitate folosind tot felul de analogii. Una dintre ele este cea cu oul. Un ou are coajă, are albuș și gălbenuș, 3 componente. Cea cu un copac. Un copac are rădăcină, Dumnezeu Tatăl, trunchiul este Fiul și roada este Duhul Sfânt. Sigur că nu există nicio analogie care să poate să explice sau să exprime un Dumnezeu care este infinit. Dar de asemenea, așa cum am spus mai înainte, Tatăl este diferit de Fiul, Fiul este diferit de Duhul Sfânt. Adică avem 3 persoane distincte sau diferite. Tatăl nu-i Fiul, Fiul nu-i Duhul Sfânt. Tatăl este Tatăl, Fiul este Fiul, Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Și spunem lucrul acesta pentru că în istoria bisericii a fost o erezie numită sabelianismul, care a spus că Dumnezeu este o singură persoană. Această învățătură îmbracă astăzi forma brahamiștilor. Brahamiștii spun că Dumnezeu este o singură persoană. În Vechiul Testament a fost Tatăl, aceeași persoană s-a coborât în Noul Testament sub masca de Fiu și aceeași persoană astăzi este Duhul Sfânt, sub numele de Duhul Sfânt. Cum ar fi, de exemplu, eu pot să fiu tată, soț și bunic. Sunt eu 3 persoane? Nici de cum, spune. Eu sunt o singură persoană cu 3 statute. Ei, lucrul ăsta, oricât de logic ar părea, nu este conform cu Sfintele Scripturi. Pentru că Iisus Hristos pe cruce a spus: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Sau Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Cui s-a rugat Iisus? Sau Iisus a zis: Domnul a zis Domnului meu, citându-l pe David, șez la dreapta mea. La ce se referă? Domnul, adică Dumnezeu Tatăl, i-a spus Domnului lui David, lui Iisus Hristos, stai la dreapta mea. Sau Tatăl este mai mare ca și mine. S-a auzit un glas din cer care a zis: acesta e Fiul meu prea iubit. Observați, sunt 2, respectiv 3 persoane distincte care formează Sfânta Trinitate. Dar de asemenea trebuie să spunem că din punct de vedere ființial, Tatăl egal cu Fiul, Tatăl egal cu Duhul Sfânt. Adică cele 3 persoane împărtășesc aceeași natură sfântă. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu pentru că împărtășește aceeași esență, aceeași natură de Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu pentru că și Duhul Sfânt are aceeași natură pe care Fiul și Tatăl o au. De aceea și Tatăl merită închinare, și Fiul merită închinare, și Duhul Sfânt merită închinare. Fiul n-are o natură asemănătoare Tatălui, Duhul Sfânt nu este mai puțin Dumnezeu decât Fiul, ci cei 3 sunt 3 persoane în care fiecare persoană este Dumnezeu. De acolo avem și formula botezului. Botezați în numele Tatălui, pe același picior de egalitate în numele Fiului, pe același picior de egalitate în numele Duhului Sfânt. De unde știm lucrul acesta? Dacă citești Sfânta Scriptură, vei vedea că atât Fiul cât și Duhul Sfânt împărtășesc aceleași atribute pe care le are Tatăl. Și Fiul și Duhul Sfânt sunt atotputernici, atotștiutori, atotprezenți, sunt eterni. De aceea fiecare dintre ei au o natură dumnezeiască și merită închinare. Deci din punct de vedere ființial al ființei, al naturii care o împărtășesc, Tatăl este Dumnezeu, Fiul este egal cu Tatăl din punct de vedere al naturii, Duhul Sfânt este egal cu Fiul, cei 3 sunt una. Dar din punct de vedere funcțional, mare atenție între cele două, ființial ca natură, dar din punct de vedere funcțional, Tatăl este mai mare ca și Fiul, Fiul este mai mare decât Duhul Sfânt. Adică când vorbim despre funcțional, ne referim la funcția pe care o are Tatăl diferit de Fiul. Spre exemplu, Fiul a spus: Tatăl e mai mare ca și mine. Eu nu fac decât ceea ce văd pe Tatăl. Prin asta Iisus Hristos este inferior Tatălui? Nici de cum. El este egal în natură. Eu și Tatăl una suntem. Și sigur, nu în scopuri, cum zic martorul Iehova, ci eu și Tatăl una suntem în natură. De ce? Pentru că imediat spune Biblia, farisei au luat pietre să-L omoare. De ce? Pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. Este clar că acolo se arată că Iisus Hristos vrea să spună: eu sunt una în natură cu Tatăl, sunt Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Când vine însă vorba de funcție, Tatăl este mai mare decât Fiul.
Fiul este mai mare decât Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt mă va înălța pe mine. Fiul l-a înălțat pe Tatăl. Tatăl, Tată, te-am proslăvit pe pământ. El e mai mare decât mine. Eu nu fac decât ceea ce văd pe Tatăl. De aceea nu trebuie să ne cramponăm în versete în care vezi că Fiul pur și simplu s-a golit de sine însuși. El nu s-a golit, el nu s-a dezbrăcat de dumnezeire. El s-a golit de slavă și a lăsat slava în cer și a venit ca un rob și s-a făcut rob, ascultător în toate lucrurile. De aceea, funcțional vorbind, Tatăl este capul lui Hristos sau autoritatea lui Hristos, iar Hristos este capul bărbatului, așa cum știm de piramida din 1 Corinteni, capitolul 11. De aceea, dacă facem diferență între din punct de vedere ființial și funcțional, vom înțelege Noul Testament și persoana lui Iisus Hristos și Sfânta Trinitate într-un mod foarte clar. Dar mai trebuie să accentuez un lucru. În mediul evanghelic există o învățătură care cumva îl portretizează pe Dumnezeu Tatăl un Dumnezeu așa mai dur, Dumnezeu așa mai polițist. Și pe Fiul e dragoste și Tatăl e așa dur. De aceea în mediul evanghelic foarte mulți oameni se roagă: Doamne Iisuse Hristoase care ești în cerul, ai milă de mine păcătosul. Nu e ceva greșit. Dar asta pentru că s-a format așa o teologie non-verbală în care cei doi parcă îs diferiți. E o dihotomie între cele două persoane. Tatăl e mânios și vrea să nenorocească lumea asta, că Dumnezeu e sfânt, și Fiul vine și spune: Tată, mă duc eu să mor, mă duc eu să mor pentru lume. Și astfel Fiul e cel care salvează lumea, pentru că mânia lui Dumnezeu acum cade asupra lui Iisus Hristos. Așa că Tatăl e ăla drept și dur și Iisus Hristos e cel care e mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dragi și surori, dragi prieteni care mă ascultați, aceasta este o învățătură greșită. Pentru că nu poți să vorbești despre o dihotomie în natură între Tatăl și Fiul. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Biblia spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu e dragoste. Nu te teme, turmă mică, că Tatăl tău îți dă cu drag împărăția. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii al lui Dumnezeu? Așa că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. De aceea nu-ți fie frică să te rogi lui Dumnezeu, pentru că nu uita, Tatăl a făcut planul de mântuire. Atât de mult a iubit Dumnezeu, a iubit lumea. În economia mântuirii, Tatăl este mai mare decât Fiul, funcțional vorbind. În ceea ce privește natura care o împărtășește, Tatăl este egal cu Fiul și este egal cu Duhul Sfânt. Tatăl face planul de mântuire. Fiul vine și împlinește planul de mântuire și spune: în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iar Duhul Sfânt este cel care aplică planul mântuirii. Este cel care ne convinge de păcatele noastre, ne convinge de nevoia noastră de Iisus Hristos. De aceea, nu-i greșit dacă te rogi: Doamne Iisuse Hristoase, îndură-te de mine. Dar, tehnic vorbind, biblic vorbind, noi ne rugăm Tatălui în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Orice veți cere Tatălui în numele meu, vă voi da. Iată de ce zic, îmi plec genunchiul, spune Apostolul Pavel, înaintea Tatălui, Domnului care este în cerul, din care își trage numele orice nume de familie, din cer, de pe pământ sau de sub pământ. Ce vreau să spun cu asta este să nu uităm că Tatăl este un Dumnezeu plin de dragoste. Nu-ți fie frică să-i invoci numele, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a trimis pe Iisus Hristos să vină să împlinească planul mântuirii și ne l-a lăsat pe Duhul Sfânt ca să aplice planul mântuirii prin faptul că ne convinge de păcatele noastre. Așa că putem să spunem: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Glorifică această Sfântă Trinitate. Închină-te Tatălui, închină-te Fiului, închină-te Duhului Sfânt. Dă glorie Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt și El va veni și va face cort în inima ta. Așa spune Biblia. Dacă mă iubiți pe mine, noi vom veni la El. Noi cine? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ioan 14:23. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Mă rog ca Dumnezeu să coboare în inima ta, să strigi după îndurare, să spui: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Vino și locuiește în inima mea. Adu cerul în inima mea. Și când coboară Dumnezeu în inima ta, totul înflorește, totul ia ființă. De ce? Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. El te poate libera de orice viciu, de orice păcat. Mă rog ca de azi încolo să te închini înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. A Lui să fie toată gloria, de acum și până veci de veci. Amin.